Ne ocupăm cu importul, producția și distribuția de consumabile pentru imprimantă, inject și laser. Când mă refer la consumabile, mă refer la cartușele care sunt folosite în interiorul imprimantei în procesul de printare. Ne ocupăm de la comercializarea cartușului simplu, să-i spunem așa, până la servicii foarte complexe, ajungând la printul pe pagină, la costul pe care îl oferim noi clienților, preluând toată responsabilitatea printului și oferindu-le un cost pe pagină în final. Inițial am început strict cu partea de distribuție, import și distribuție. Ulterior, în timp, am început să producem anumite coduri, o anumită gamă de produse unde avem nevoie de o calitate superioară, chiar și produsul importat, fie el din China, Malezia, Taiwan. Avem furnizori în întreaga lume. Fabricăm o gamă de cartușe laser personalizate pentru anumiți clienți. În sensul că pentru anumiți clienți am negociat anumite condiții și caracteristici ale produsului. Și am lansat o gamă specială pentru ei, plecând de la faptul că nu am reușit să găsim pe piață un produs identic cu o calitate superioară, așa cum ne dorim noi. Cred că ce ne definește pe noi este faptul, adică sunt procesele pe care le-am organizat împreună cu angajații noștri pentru a fi eficienți. Că asta se dorește în final, să profităm la maxim de cele 8 ore petrecute aici împreună cu ceilalți. Întotdeauna am căutat soluții unice, adaptate pe nevoile clientului. Și aici aș putea să amintesc o serie de proiecte noi pe care le-am lansat, altele care urmează să le lansăm, dispozitiv de printare de tip self-service, unde omul se poate duce la acest dispozitiv și să-și printeze diferite documente de care are nevoie, fie în sistem cloud, fie de pe stick, fie prin scanarea documentului, până la soluții axate pe cost pe pagină, relația cu clientul final, unde acolo realizăm un audit pe nevoia clientului și noi construim oferta în funcție de nevoie, adică nu livrăm niște produse standardizate, înțelegem nevoia companiei, înlocuim echipamentele cu alte echipamente în cazul în care sunt subdimensionate sau nu sunt adaptate nevoilor lor. Plecăm de la două departamente foarte importante pe care le avem în companie, și anume distribuție și vânzări directe către consumatorul final. Sunt aproximativ 60 de angajați. Ne considerăm o companie medie, nu neapărat mare, însă clar ne dezvoltăm de la zi la zi. Produsele noastre SkyPrint sunt niște produse originale, alternative non-OEM. Și aici o să definesc exact ce înseamnă OEM. OEM este original equipment manufacturer, adică cel care a produs echipamentul este cel care produce și consumabilul, cartușul pentru imprimantă. Sunt cartușe 100% românești, așa le spunem noi. Sunt produse de noi și fac parte împreună cu gama SkyPrint și Just Yellow din produsele pe care compania le comercializează. Produsele non-OEM sunt produse care sunt realizate după licențe și brevete proprii, dar nu sunt realizate de producătorul echipamentului. Produsul nostru se încadrează în zona produselor alternative non-OEM, dar produse originale realizate după patente și brevete proprii. Angajații nu sunt doar simpli agenți de vânzări, sunt oameni tehnici, oameni foarte bine pregătiți pe această nișă. Iar serviciile sunt extrem de variate. Mi-e greu să le descriu așa în câteva cuvinte, pentru că ne plimb foarte mult pe client și atunci în momentul în care un client apelează la noi,
Și dacă nu avem serviciul respectiv, facem cumva să-i punem la dispoziția omului ce are nevoie. Deci oferim soluția completă, se realizează o externalizare totală a serviciului de printare la noi. Mai nou avem și partea de hârtie de copiator sub brandul nostru Sky Print Paper, oferind astfel o soluție completă end-userului.